Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotela cu o scurtă etalare la alegere despre, eu știu, anumite persoane din viața voastră la care vreți voi să vă gândiți și pentru care vreți, ia uite acum, ce tot găsesc eu acum, diferite chestii. Și față de care aveți curiozitatea să aflați, eu știu, ce gânduri au. Niște mesaje de la ei pe scurt, nu știu ce mă complic. Acum văd și mi-am pus ochelarii și văd niște chestiuni. În fine, da? Mesaje de la ei. Dar hai să alegeți, ia. Vreau să alegem în fața, să aleg în fața voastră. Numărul 1. Puteți să alegeți pe numere, pe, eu știu ce, ha, numărul 1. Imediat facem alegerile. Mesaje. Ia să tai eu mai bine așa, o dată, amestecăm o dată, de două ori și de trei ori. Wow! Trei? Mă șochează. În fine. Patru? Interesant. 4, 5, 3. Aș putea să pun 3, 4, 5, dar așa a venit. Pe aici sunt 30, de fapt, dar e 3. Interesant. Alegeți în ce fel vreți voi. Vă puneți pauză. Ia să vedeți mai bine cărțile. Nu vă mai sugerez felul în care vă faceți alegerile. Poate să fie după numere, după culori, după imagini, după numerele acestea, după ce vreți voi. Ok. Hai să începem cu numărul. Cu numărul 1. Ce ar vrea să vă transmită? Numărul 1. În primul rând. Felul în care vă văd ei, în general, este că sunteți fără limită, că vă explorați posibilitățile, că din ce au observat ei, orice vă puneți în gând, reușiți să faceți. You can do anything you choose, da? Dacă voi vă puneți în gând să iubiți, îi veți iubi. Dacă voi vă puneți în gând să fiți în control, veți fi în control. Dacă voi vă puneți în gând să vă depășiți limitele, vă veți depăși limitele. Prin, eu știu, profesionale, spirituale, emoționale, orice, orice. Și 4. 4 este numărul împăratului, dar nu doar al împăratului, al echilibrului. Felul în care sunteți voi fără limite, poate îi îndeamnă și pe ei să-și descopere aceste calități. Într-un fel sau altul, cu acest cuplu de lebede, probabil că se oglindesc în voi sau văd un potențial în ei pe care până acum nu l-au văzut în alte relații, sau și nu vorbesc mult de relație, poate să fie și comunicare, prietenie, colaborare. În preajma voastră, acești oameni își văd alte aspecte ale lor. A venit din seria Lenormand. A venit scrisoarea. Își doresc foarte mult să comunice cu voi. Să-și depășească limitele, că pentru că 4 este cea mai limitată și cea mai încăpățânată formă geometrică și să ajungă eventual la un 9. Capacitatea de expansiune, nu doar fizică, nu doar financiară, ci și emoțională, mentală, spirituală, așa cum faceți voi. Ce ar mai vrea să vă transmit? Am zis scurte mesaje. Da, interesant. Prin puterea exemplului, voi învăța să se concentreze, să
se concentreze pe ei în această perioadă, dacă vorbesc sau nu vorbesc, voi știți. Dar ce vă transmit? Că au nevoie, deci acesta este primul mesaj, au nevoie să se concentreze pe respectul de sine. Probabil, am zis, în preajma voastră asta simt. Că au potențiale nelimitate, dar cine are această conștiință este un personaj care se respectă. Cu alte cuvinte, voi probabil vă respectați, vă controlați viața, sunteți în controlul vieții voastre, chiar dacă manifestați expansiune. Asta tocmai pentru că vă respectați și am spus, ei ies din limitări și învață să se respecte, să se iubească și să se depășească. Se simt singuri, simt multă tandrețe față de voi, chiar dacă poate nu ai exprimat-o, iar din tendințele acestea patru limitative, care vin din familie, vreau să vă spun că vin din familie, e interesant, eu nu cred că are rost să mai, din aceste de cărți să mai iau prea multe. Ce vor să vă transmită? Că le-ați schimbat viața. Unii dintre voi, cum am spus la videoclipul anterior, aș vrea din tot sufletul să nu mai clasificați relațiile, să vă concentrați pe ceea ce transmiteți și pe ceea ce creați, nu pe etichetă. Unii dintre voi știți că aveți energie plutoniană, uraniană, jupiteriană. Și felul în care voi vă depășiți pe voi și vă schimbați tot timpul și vă reinventați, vedeți, mai multe naturi ale voastre pe care vreți să le atingeți. Și cei din preajma voastră încep să resimtă această vibrație pe care o aveți și să-și dorească să fie măcar un pic ca voi. Măcar să depășească o limită și apoi, la un moment dat, poate încă o limită. Poate nu cu aceeași viteză, poate nu cu aceeași, eu știu, același dramatism sau artisticitate sau, eu știu ce, alt fel de a fi al vostru. Da, pentru că voi sunteți autentici, dar ei își doresc să fie fără limite. Fără limite. Le-a schimbat viața. I-a făcut să-și dorească mai mult. Eventual să-și dorească să fie cu voi. Interesant. La capătul setului de cărți sunt nori, sunt probleme în dragoste, numărul 6. Dar, într-un mod neașteptat, va veni și soarele. Zic neașteptat pentru că aici este tur, nu, dar este numărul 19 al soarelui. Ce ar mai vrea să vă transmit, am zis, scurte mesaje. Deocamdată afară plouă. Probabil că undeva plouă în sufletul lor. Probabil că o să plouă pe tot parcursul etalării. Dar. 8 de cupe. Faptul că n-au putut să împărtășească cu voi lucrurile acestea îi doare. Poate că au de făcut niște drumuri. Tocmai ca să-și depășească limitele. Că or fi drumuri, cu afaceri, cu alte interese. Dar dacă voi cumva ați plecat din viața lor, le-ați adăugat la suferința pe care oricum o aveau. Nu trebuie să vă simțiți vinovați, pentru că dacă ați plecat, înseamnă că nu vă simțați împliniți, vă simțați îngrădiți. Și asta e, voi vreți expansiune. Nu zic musai, dramatism sau eu știu ce scenarii fantastice, dar ideea este că vreți mai mult. Se pare. Da? Vreți o dragoste profundă. Dar, din niște motive, eventual din dorința de control, din încăpățânare, pentru că există patru la acela, nu s-a manifestat. 8 de cupe, 3 de spade, 3 de bâte. Speră, acest personaj, speră că va putea să vă comunice suferința prin care trece, dezamăgirile pe care le-au trăit, limitele pe care le-au manifestat, faptul că se simt singuri. Și totuși, faptul că simt multă tandrețe și că le-a schimbat viața. La capătul setului de cărți, diavolul. Ia uite, și regele de cupe.
N-aș spune obsesie emoțională, intoxicare emoțională, nu arată acest lucru. Vor să arate că sunt în control, că sunt oameni chipzuiți, cavalerul de monede, dar cu această mare preoteasă nu arată. Că simt foarte multe emoții. De când de când i-ați întâlnit? Și obsesii, nu doar emoții, obsesia de a. Care e mesajul? De a arde. În ce sens? De a trăi intens. Și asta se manifestă pe multe planuri. Profesional, am zis. Spiritual, emoțional. Nu știu cât va ajunge la planul spiritual în cât timp, dar la un moment dat probabil că va ajunge. Nu stăm să calculăm ani, dar. În primul rând, atracție foarte mare fizică, dar această atracție fizică. Are în plus multe, multe emoții. Interesant, apa asta poate să tempereze un pic focul, să calmeze și apoi focul să mai aprindă, să zic, apa. Sunt niște situații toxice în viața lor, asta ar mai vrea să vă transmită dacă ar fi să vă mai vorbească și despre alte lucruri. Oameni care îi manipulează și tocmai din cauza acelor manipulări, ei și-au limitat existența. Ce ar mai vrea să vă transmită? Mesaje de la ei. Am spus că se simt singuri, da? Steaua. Am zis că speră. Soarele și patru de spade. Cred că aș pune cărțile de fapt altfel. Meditează. Învață să se roage și să spere. Poate că ei de fel sunt mai pasivi și întâlnirea cu voi îi cheamă, îi trezește, să zic, îi trezește cu soarele. Le arată drumul și îi trezește la altă viață. Am zis, you change my life, mi-ai schimbat viața. Au nevoie de timp, am nevoie, I need focus on myself. Au nevoie de timp să se vindece de dezamăgirile pe care le-au simțit până acum, de neîmpliniri, de neîncredere, de lipsa dragostei. Am zis, 8 de cupe merge către 9, către dragoste față de ei. Dragoste, respect. Pentru că n-au avut până acum. De-aia au fost și pasivi, de-aia i-au lăsat și pe alții să-i rănească. Iar 4, acasă. Și asta a afectat comunicarea. Comunicarea cu cei de acasă a afectat și comunicarea cu voi, în fine. Dar, ce frumos, a venit vindecarea. Și a venit trezirea și speranța. Soarele e și aici, într-o formă sau alta, într-un mod neașteptat. Acum sunt într-o perioadă în care sunt la răscruce de drumuri. Vor să înceapă, poate, o nouă afacere, poate un nou job, poate să muncească și să primească un plus la salariu, dar se izolează ca să se înțeleagă. Eremitul, patru de spade și sunt conștienți că această răscrucere de drumuri nu e o simplă răscruce, este o intersecție importantă, să zic, la un sens giratoriu. O intersecție importantă, mare. Și din acest motiv își iau timp ca să analizeze, să se vindece și să aleagă corect. Dar voi îi ghidați. Chiar dacă ei sunt aici în intersecție, dragii mei, voi sunteți acolo, soarele și steaua. Și pe timp de zi, soarele, și pe timp de noapte este steaua. Și ziua și noaptea îi ghidați. De la distanță, 2 și cu 9, de la distanță. Vor să manifeste credință. Voi inspirați. Vor să manifeste un alt fel de a gândi. Sunt conștienți că felul în care au gândit până acum nu a fost sănătos pentru ei. Hai să mai vedem un mesaj din cele care au rămas. De la îngeri. De fapt, nu de la îngeri, de la ei, dar prin aceste de cărți. Un alt mesaj. Numărul 1. Ce v-ar mai transmite acum? Pe scurt.
vor să vină înspre voi și să... să vă povestească cum visează ei, cum speră că vor fi lucrurile între voi. Like attracts like. Și express love through gifts. Posibil că de la voi au înțeles relația cu voi. În relația cu voi au înțeles că dacă ofer dragoste, primești dragoste. În celelalte relații n-au înțeles acest lucru. Probabil că n-au primit. Au muncit, au fost altfel de relații. Dar își dau seama că de când i-ați părăsit, nu mai au dragoste. Aici e un 8 de cupe. Da? Au această suferință. Știu că trebuie să se vindece de suferință. Sunt semnale, sunt cărți care arată această conștiință a vindecării și le este atât de dor de soarele și de încrederea pe care le... și sentimentul de fără limită pe care îl aveau lângă voi, încât își doresc să depășească... Iar una din limite este în exprimare, să depășească această închistare în ei, dorința de control văzută, probabil în familie, învățată în familie. Interesant, iar apare 19 numărul soarelui, da? Și să depășească această limită și să exprime dragostea. Să exprime dragostea, să exprime. Cât de puțin. Posibil că la început va exprima puțin. Și apoi mai mult, și apoi mai mult, că e o chestiune de exercițiu până la urmă. Poate că își doresc să vă facă și un cadou, dar în primul rând să exprime ceva. Posibil că primele încercări de exprimare vor fi printr-un text, printr-un mesaj, printr-o scrisoare. Poate și verbal, dar verbal vă asigur că va fi destul de greu. Va fi destul de greu. Și vă roagă, dacă vreți, evident, ei vă roagă să aveți răbdare cu ei. 17, iar numărul stelei. Să aveți răbdare pentru că voi le dați speranță. Acum, voi faceți ce vreți. Poate că ați avut răbdare și faptul că ați avut răbdare, acum, într-un fel sau altul, semințele pe care le-ați sădit în sufletul lor ar cam trebui să răsară. Cu sau fără voi acolo. Oh. Hai să vedem. Numărul 2. Simple acte de amabilitate. Amabilitatea te energizează și îți aduce și ție fericire și celor din jur. 5. Oh, să vedem ce alte mesaje mai vin. Probabil că vor să vă transmită că sunt înconjurați de foarte multă lume și fiecare vrea, își dorește atenție de la ei. Dar ei își doresc atenție de la voi și își doresc să ofere atenție, în mod special să vă ofere voi atenție, amabilitate, să fie amabil, să fie drăguț cu voi. Deși sunt și cu alte persoane, dar cu voi își doresc în mod special. 5. De ce spun asta? Nu știu de ce. Pentru că 5-ul ăsta mi-aduce aminte de 5 de cupe, de dor imens, de 5 de bâte, de concurență acolo unde sunt înconjurați de multe persoane și trebuie să se zbată. De 5 de spade, de bârfe. Da, sunt mulți oameni în jur cu care sunt amabili, dar uitați, nu toți iau de vulpițele aici. Unii poate bârfesc. 5 de monede, sentimentul de abandon, chiar dacă ești înconjurat de lume, tot în singurătate se simt. Nu știu, își doresc foarte mult să fie amabil cu voi și voi să fiți amabil cu ei. Doar voi doi. Interesant. Asta nu îi oprește să-și păstreze inima deschisă față de cei care au nevoie de prezența lor, de energia lor, de amabilitatea lor. Ce ar mai vrea? Hai să vedem un alt subiect pe care ar vrea să-l abordeze. Își doresc să vă ajute. Să vă ajute. Asta îi face fericiți. Ce parte din ființa lor?
Interesant. Nori și copilul. Copilul interior din ei. Interesant cum seamănă oarecum imaginele. Copilul e un copil interior care nu se simte înțeles probabil decât în preajma voastră. Vom vedea. Dar faptul că, da, nu se simte înțeles în aglomerații, orice poate fi, să zic, poate fi să fie și un director aici. Sau cineva care lucrează, e interesant, lucrează în public, lumina, spoturile, da? De lumină sunt pe acest personaj și totuși se simte singur. Sunt niște probleme. Clouds. Nori. Norii sunt gândurile. Vine o melodie. Vine o melodie în minte. Stai, cum era? Bad thoughts? Sau cuvânt? Nu știu ce este. Bine, probabil că aceste cuvinte sunt în multe melodii. Bad thoughts. Gânduri negre. Au gânduri negre. Dacă vă veți mai întâlni vreodată, dacă veți putea transforma situația dintre voi, simt că oricine ar veni să le ofere ceva, orice păpușică, orice dar, orice atenție pe care o primesc, nu este suficient atât timp cât voi șase nu sunteți în uniune, nu sunteți împreună. 5 și 6, interesant. Și 3 și 1, 4. Stabilitatea în această poveste de dragoste vine prin credință și prin transformare. Dar trebuie să aleagă între conflicte și falsa stabilitate, să zic, în anumite relații, și credință și transformare. Probabil că sunt distanțe foarte mari. Ia uite, spune. Distanță foarte mare. Se uită în zare. Probabil că uneori se duc la marginea unei ape și privesc în zare și le vin gânduri negre. Oare vom mai fi împreună? 13 numărul morții în tarot. 6 al îndrăgostiților. 5 al marelui preot. Am zis, trebuie să aleagă credință, transformare. Altfel lucrurile rămân în... Da, un conflict. Și aici, la capătul setului de cărți, sunt munții. Sunt, da, distanțe, munți, ape, pământuri. Vedeți? 2 și cu 1, 3. Ia uite, 3, 4, 5 și 6. Iar este un soi de evoluție. Sau involuție, care trebuie, este, care trebuie depășită. Cu cărțile pentru numărul 2. Ce ar mai vrea să vă transmită acest personaj? Îi pare rău, I'm sorry. Este prima carte care a venit, I'm sorry, da? Ce ar mai vrea să vă transmită? Îi pare rău. Probabil că a greșit într-un fel, a plecat ca să atragă atenția altora sau pentru că avea obligații, nu știu, pentru aceste persoane. Sau pentru altceva, pentru a-și crea un alt, am zis, falsă stabilitate. Sau poate că, am zis, au un job public și au trebuit să plece, da, pentru stabilitate. Probabil că au o casă de la distanță, nu știu, dar voi știți de ce le pare rău. Le pare rău, I'm sorry. Ar vrea să fie amabil cu voi, dar uite că deocamdată nu se poate. Am spus că orice dar ar primi, orice păpușică nu e suficient. Au nevoie de viață, de energia voastră, de fapt. Nu orice fel de viață, nu orice fel de păpușă, de energia voastră. Mi-aduc aminte acum de o melodie. No Air. Jordan, nu știu cum, parcă... No Air. O să caut. No Air. Uneori simt că n-au aer fără voi, așa cum simt că n-au aer și când sunt în preajma voastră. Un mesaj. Asta ar vrea să vă spună. Își doresc foarte, foarte, foarte mult o îmbrățișare. Pur și simplu o îmbrățișare. Nimic mai mult. Nimic, nimic mai mult. Copilul din ei se simte abandonat, așa cum am spus, ați văzut cum a venit copilul după ce am vorbit de abandon, se simte abandonat.
Probabil că acasă, marele preot, a fost abandonat pentru că poate părinții au avut joburi importante sau părinții au avut, eu știu, familie largă și au trebuit să-și împartă atenția cu multe persoane și mai puțin cu copilul. Le este rușine de comportamentul lor. Da. Parte, bănuiesc că au copiat din comportamentul, eu știu, celor care l-au sau au educat acest personaj și au oferit altora mai puțin decât lor. Și mai puțin, în momentul când îți oferi mai puțin ție, oferi mai puțin și persoanei pe care o iubești, pentru că te-ai obișnuit să dai în stânga și în dreapta. Atenție! Interesant. Aș mai vrea o carte. Ce mai spun? Că întotdeauna se gândesc cum ar fi fost dacă lucrurile ar fi fost diferite. În ce sens? Dacă ați fi fost mai aproape, dacă n-ar fi oferit atenția altora sau dacă n-ați fi oferit voi atenția altora, nu știu, dacă n-ar fi fost atâtea blocaje, atâtea gânduri negre, dacă n-ar fi fost sentimentul acela al copilului interior de abandon, n-are rost să mă implic pentru că oricum și ei o să mă părăsească, cum a părăsit familia, cum a părăsit prietenii, știți? Și din acest motiv se retrag uneori în sinea lor, în lumea lor. Și acolo manifestă gânduri negative, din păcate. Cum ar fi fost lucrurile dacă erau, cum ar fi fost situația dacă lucrurile erau diferite? Interesant. Curățăm cărțile pentru numărul 2. Ce își mai dorește să vă transmită? Cum ar fi fost dacă? Poate că unul nu era liber. Ia uite, 5, iar apare 5 de bâte. Concurență, măi. Concurență. Multe persoane, prieteni, familii, cunoștințe, care... colegi, nu știu, interesant, care afectează relația aceasta, suflete pereche, prietenie, dragoste, o testează puterea voastră de a alchimiza. 8 e transformare, da? Casa 8 a scorpionului și aveți 13, tot scorpion. Ce ar mai vrea să vă transmită? Că au multe lupte de dat. Din ce motive? Probabil. Ca să împrăști acești nori, ca să îi împace pe toți, nu știu, nu poți să îi împaci pe toți. Ce ar mai vrea să vă transmită? Nu uitați că deși le pare rău, deși le este rușine de comportamentul lor, își doresc foarte mult o atingere sinceră, o îmbrățișare. 9 de monede, care a venit un pic înclinat, probabil se luptă pentru independență, pentru a-și manifesta stabilitatea lor. 9 de cupe. Sunteți tot ce și-au dorit. În continuare apare regina de monede. Probabil că n-a ajuns la un anume tip de stabilitate financiară, profesională, pe care îl visează. Din acest motiv apare concurența și luptele. Și din acest motiv și 9 de monede a venit un pic înclinat. Poate pentru unii să fie și o mamă cu acest copil și regina de monede, care în general reprezintă soție, mamă, să fie fost niște chestiuni care, da, legate de copilăria lor, legătura lor cu mama. Poate mama i-a îndemnat să fie mai pragmatic și mai puțin sensibil, știți? Ce ar mai vrea să vă transmită? În primul rând, cu toate conflictele care sunt și toate problemele care sunt, vă apreciază foarte mult, că altfel, de ce ar mai fi acest mesaj, nu? 7 de băte. Își doresc să se lupte și să se zbată foarte mult și să își lucreze stabilitatea financiară ca să vă protejeze pe voi
Pentru că vă văd foarte, foarte generoși, generoase, prețioase pentru ei. 10 de spade. Își dau seama că dacă au fost egoiști în trecut, am zis că le este rușine, poate au petrecut prea mult cu prietenii. Se poate. Din dorința de a tempera, să zic, agitația din jur, concurența. Din multe motive. Dacă au avut ceva tendințe toxice către petrecere, către băutură, către să mă simt eu bine și restul nu mai contează, își dau seama că au adus suferință și v-au adus și vouă și vor să încheie acel capitol. Însă le este rușine totuși de comportamentul lor. Da, vor să fie stabili. Interesant că apare regele de monede și aici este regina de monede. Vor să se lupte, să fie mai selectivi și de fapt sunt, întotdeauna au fost selectivi cu sufletul lor, dar se pare că totuși în sufletul lor doar voi intrați. Și ați rămas acolo, nu știu cum ați intrat, dar ați rămas acolo. Poate că nici ei nu știu. În acest motiv uneori stau și se gândesc. Cum ați intrat în sufletul lor. Posibil pentru că sunteți și voi amabili, ați oglindit niște trăsături de ale lor. Poate că și voi sunteți out of box, altfel decât restul lumii. Și iar i-ați atras, ați rămas acolo, în sufletul lor. Și dacă se mai duc și cu unii cu alții, dacă au chiar o relație stabilă karmică, nu e la fel cum e cu voi. Am zis, pentru unii dintre ei se pot bate pentru o mamă sau pentru o soție, dar trecând peste aceste posibilități, care sunt doar pentru unii dintre voi, își doresc foarte mult să se lupte și să se lupte pentru voi, să vă protejeze pe voi, pentru că, interesant, vedeți, da, 9 de monede poate să meargă înspre 8 sau înspre 10. 8 înseamnă muncă pentru independență și 10 înseamnă cuplu stabil. Cuplu care, da? Zecele de monede manifestă regele și regina de monede. Cu alte cuvinte, probabil sunt bârfe, probabil sunt multe guri de pus la punct în relația dintre voi, dar își doresc, da? Nu întâmplător, își doresc să fiți împreună, să manifestați, să fiți amabili. Sunt niște aspecte ale voastre. Amândoi sunteți amabili. Dar ce frumos e să oferi când îl ai și pe celălalt șase îndrăgostiți lângă voi. Și aici trebuie să se transforme relația. Sunt niște nori, sunt niște munți de trecut. Da? În momentul în care treceți acești munți și aceste provocări, greutăți, veți ajunge la stabilitate. Patru, casă, își doresc. Dacă voi nu vreți, e problema voastră, e alegerea voastră, dar ce își doresc? Undeva în sinea lor își doresc acest lucru. Curățăm cărțile pentru numărul 2. Ce ar mai vrea să vă transmită? Numărul 2. Ce ar mai vrea să vă transmită numărul 2? Ia uite, am zis că sunt niște șabloane relaționale. Sunt relațiile acelea karmice. Inclusiv cu mama, soția sau o persoană de lungă durată care i-a exploatat din punct de vedere financiar, dar peste care vor să treacă, de-aia apare transformarea, pentru că se simt singuri în acele relații. 5, 3 și cu 2, 5, iar apare 5. Da, sunt amabili cu toți, dar cu ce folos? La capătul setului de cărți, considerați fundația pusă. Interesant că vorbim de fundație, avem și aici o casă. Într-un fel sau altul, între voi există o stabilitate deja creată. Emoțional, spiritual, energetic, este deja creată. Rămâne de manifestat prin lupte. Multe. Și determinare, rămâne de manifestat relația aceea stabilă, dacă vreți și voi, evident. Și de depășit, prin speranță, pentru că nouă de cupe înseamnă și speranță,
durerile, bolile, dezamăgirile, egoismul, eventual, sau alte aspecte toxice ale fiecăruia, aș spune, pentru că toți avem, da? Cam atât. Cam atât. Sper că a fost interesant. A, încă ceva. Încă un mesaj. Spune așa. Voi sunteți singura persoană care le înțelege sufletul. Ei vă consideră suflete perechi. Da. Uitați să citesc și această carte, care e foarte importantă, dar deocamdată au de-a face cu relații karmice. De-aia se simte abandonați, se simt singuri. Se gândesc la voi, dar se gândesc că au de trecut foarte multe râuri, munți. Norii ăștia sunt sumbri și acum plouă, dar o să vină și soarele. Pentru acest lucru trebuie să vă păstrați credința, cinci înseamnă și mare preot credința, prin amabilitate față de toți. Și față, ceva de genul, iartă-ți dușmanul. Nu zic să fii... Un mesaj, nu mai continui. Nu mai dau sfaturi, e un mesaj. Luați-l cum vreți. Hai să vedem în continuare. Numărul 3. Eu zic ciudat că nu mă așteptam să fie apară o carte atât de puternică. Dar a apărut, da? Această dragoste este una în viață. Energia feminină, care poate să fie așa unui bărbat, dar, în primul rând, energia feminină e în lumină, reflectă soare ca luna. Wow, ce tune și ce trăsnet! Probabil că aici este adus într-un mod neașteptat. O trezire a cuiva. Cineva probabil s-a speriat. Măi, ce am trăit, apropo de artificii, de tunete, de trăsnete... Și, vedeți, trăsnetul vine cu un soi de tresărire. Tresare, zici, ce se întâmplă? Ce o să fie? Acest, probabil că dacă vă veți săruta, veți avea trăiri de genul acesta, dar nu asta vreau să spun. Întâlnirea, lumina pe care o aveți energiilor feminine, da? Treziți energia masculină la viață, la conștientizare. Ce am trăit eu? Ce am trăit până acum? Am alergat după bani, trei, da? Abundență. Dar trei este și împărăteasa. Degeaba am bani dacă n-am dragoste. Sărutul care trezește divinitatea. Asta este cartea aceasta pe care știți bine și cred că și vouă vă place. Mie îmi place la maxim. La maxim. Mai, ce ar mai vrea? Nu vreau să vă creez iluzii, dar... Nu știu ce legătură voi ar trebui să știți sau poate unii dintre voi nu știți nici voi ce legătură are această carte cu persoana la care vă gândiți. Dar... Wow! 33 și 34. Am zis bani? 34, peștișoria asta reprezintă abundență financiară. Bani, 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 bani. 3, 3, 3. Probabil că vedeți adesea 3, 3, 3. 33, 33, 34. 33 iarăși e un număr maestru. Dar numărul acesta lucrează către dragoste. 3 și cu 3 înseamnă 6. 6 este numărul iubirii. Voi, energiilor feminine, aveți cheile a sufletul acestui personaj. Ciudat. Interesant, vedeți? Ia, uite ce mai văd. Da, până acum, da, în relațiile acestea, pentru bani, tu te vină, unul venea, altul pleca. Întotdeauna, niciodată nu erau față în față. Ia uite, și aici sunteți voi față în față. Da, peștișorii de aur. Și nu vorbesc de zodia peștilor, vorbesc de imaginea, da? Peștișorii de aur sunt față în față. Dacă până acum ați experimentat relații, sau ei, au experimentat relații opuse. Când îi vroiau ei, nu îi vroiau ceilalți și invers. Acum sunteți față în față cu iubirea. Cu împărăteasa. Cu un spirit luminat care vă aduce
Trezirea la dragoste. Tocmai acum apar și trăsnetele. Ia uite și la capătul setului de cărți soarele. Doamne, ce cărți, nu vine să cred. Deci rezonează până la urmă cu această dragoste adevărată. Energiilor feminine, purtați soarele în suflet, cum zic eu, da? Soare în suflet. Dar aveți în spate niște dușmani de nu se poate. De nu se poate. Șarpele în aceste de cărți reprezintă dușmanii. Probabil că și voi aveți dușmanii voștri și ei au dușmanii lor. Și nu doar, probabil că dacă nu se poartă într-un anume fel corect cu voi, riscă o mare karmă. Probabil că sunt conștienți. Cu voi n-au cum să nu fie, zic corect, de karmă. Pentru mine 11 înseamnă justiția, dar aici înseamnă biciu. Wow! Wow, ce e aici? Vai de cap meu, scuzați-mi expresia, dar ce văd un bărbat și un copil și apare biciu, eu cred, vai de mine, și turnul, soarele, numărul 19, soarele, dar energie masculină, iar probabil că, fui, aici este trezirea, acești oameni s-au purtat toxici, la un moment dat, voi nu știți, poate nu știți, până să vă întâlnească. Uf, ce durere de cap, am chiar și fiore. Pentru că a avut pe cineva, biciul, bărbatul, 2 și 8, poate soț, poate tată, tată mai degrabă, da? Că e bărbatul, the male, da? Man, de fapt, nu e male, man. Nu e cavaler, e un bărbat asumat. Care i-a agresat fizic în copilărie. Vai de mine! Ia uite și acum apare. Da, acasă, 5, mare preot, arborele genealogic. Și din acest motiv au încercat să fie rebeli. Uf, uf, ce cărți. Cum era? Așa era. Vai, vai, vai. Cum erau cărțile? Așa era. Dar am zis, apare turnul și în timp ce vorbeam despre această dragoste, ați văzut că a trăs, ați văzut, v-am zis, dar nu știu dacă ați auzit, a fost tunet și trăsnet. O trezire, se dărâmă acest lucru. Știți că șerpii pot fi dresați, dar nu știu dacă vreau să vorbesc despre lucrul ăsta, dar probabil că pe lângă faptul că voi aveți și voi dușmanii voștri, pentru că așa se întâmplă cu cei care sunt în lumină și iubitori, probabil că și acești oameni. Mai vedem ce alte cărți apar. Au probabil niște dușmani. Că dacă n-au fost corecți, pentru că s-au manifestat. În general, oamenii traumatizați se manifestă incorrect. Nu zic, poate... Oh, ce mai simt? Dați-mi voi să vă transmit ce simt. Se poate ca și voi să fi avut traume fizice din partea membrilor familiilor voastre. Dar unul dintre voi ați adoptat calea dragostei, celălalt calea abundenței fizice, adică cu alte cuvinte, pentru bani și stabilitate calc peste orice. Adică, ia uite, unul a manifestat 3, dragostea împărăteasa, celălalt a 4, împăratul pentru bani, pentru control. Uf, înțelegeți, măi? Vedeți, măi, iubirile adevărate, dați-vă timp, nu intrați în panică, dați-vă timp să vedeți cum se manifestă, nici nu trebuie uneori să se manifeste în plan fizic. Sunt ah, ce frumoase erau niște versuri ale lui Rumi. Săruturi, ia uite, iar trăznește, vai, 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 la voi. Săruturi care vin în alte planuri energetice, spirituale, din suflet, care nu se manifestă uneori, poate niciodată. Ce carte a venit! Nu se manifestă niciodată în fizic, dar, totuși, ce mesaje! I want to travel the world with you. Mercur și Jupiter, probabil aspecte. Da, vor să călătorească întreaga lume cu voi. Ce ar mai vrea să vă transmită? Asta înseamnă
că vor să fie tot timpul cu voi, nu? Asta înseamnă că au multe călătorii de făcut pentru bani, pentru aia, pentru aia la altă, dar în nicio călătorie nu mai vor să fie singuri, vor să fie cu voi. Ah, nu prea știu ce să vorbească în prezența voastră. I don't know what to say. O, fățucă. Chiar în acest moment se gândește la voi, acest personaj. Wow, ce cărți. Ia să vedem. Apropo de cuvântare, de comunicare. Cuvintele corecte. Sau cele pe care și le doresc ei, de fapt, să le spună. Nu vin niciodată. Așa cum aș vrea eu să vină. Probabil că își fac scenarii, ce ar vrea să vă spună, să vă transmită subtil și de fiecare dată când vă întâlnesc, că schimbă subiectul. Sunt atât de multe lucruri pe care aș vrea să ți le spun și pe care nu ți le-am spus niciodată. Interesant, uite, până la urmă se confirmă și mesajele au legătură cu această energie foarte intensă. Constantly, I'm feeling you. Tot timpul vă simt. Vă simt că le curgeți prin vene. Ar fi un mesaj. I wish you were here. Era o melodie. Wish you were here. Cred că era. My wish. Wish you were here. Da, o să... Interesant cum vine alt mesaj. Voi inspirați. Am zis, voi, nu mă credeți, da? Voi îi inspirați. A, și încă unul pretinde că nu-i pasă, dar îi pasă foarte mult. Mm-hmm. În cazul în care ați ales și erați foarte uimiți de aceste cărți. Ca să știți. Pretinde că nu-i pasă, dar îi pasă foarte mult. Dar... Încerc să-mi aduc aminte. Interesant, eremitul. În timp ce ai cărțile ca să le amestec. Da, nu exprimă tot ce simte acest personaj. Nu știu de cât timp vă cunoașteți, dar nu exprimă. Din multe motive. E o tăcere. Probabil că uneori și separare. Adesea e separare, adesea e tăcere. E într-o perioadă destul de întunecoasă, întâlnirea cu voi îi redirecționează către lumină, voi le sunteți steaua. Tot încerc să-mi aduc aminte formația. Măi, și este o mare formație, voi și eu. Interesant. Și la acest număr apare 5 de bâte. Da, și 8 de bâte. Vor să comunice problemele pe care le au, conflictele pe care le au și interior, dar și în exterior, de când v-au întâlnit, pentru că îi face să simtă și să gândească altfel trei, pentru mine este comunicare, da? Ce-ar mai vrea să... Ia uite! Să vă transmită. Că vă văd niște persoane foarte generoase, emoțional, foarte sensibile. Interesant că în această regină de cupe apar, ia uite, trăsnetele pe care le-am auzit mai devreme. Veniți cu emoții care trezesc la dragoste. Probabil că asta e. Unele dintre voi sunteți, poate chiar și bărbați, da? În energia aceasta feminină, regina de cupe, cea care trezește la dragoste. Unele trezesc la adevăr, altele trezesc la pasiune, la creativitate. Regina de cupe vindecă și trezește la dragoste. La dragoste față de voi, față de alții. Dragoste. Nu dorință, nu poftă, nu last. Nu. Dragoste. Ia uite, am vorbit de pasiune. E și pasiune. Și sentimentul de abandon pe care îl experimentează din copilărie, de când au trăit niște violențe în familie, niște agresiuni din partea unor personaje masculine. Foarte dure. Ce ar mai vrea să vă transmită? Această etalare nu este ce și-ar dori să vă transmită din punct de vedere sentimental. Lucruri, aspecte, situații din viața lor despre care voi nu știți poate.
Ia uite, stai să nu-mi scap. 5 de spade, 5 și cu 5 iar. Conflicte. Am zis că sunt dușmani. Ia uitați aici. Dușmani. Pentru mine, 5 de spade e o carte a conflictelor, bârfelor. Pot să fie și conflicte mentale, personale. Și 5 de bâte poate să fie tot personal. Dar am zis că voi treziți, da? Voi treziți. Ce ar mai vrea să vă transmită? Ia uite. Interesant, cu vine 10 de monede. Ar vrea să fie cu voi. Ar vrea să fie cu voi tot timpul și când călătoresc pentru bani. Deci să aibă stabilitate cu voi. Să vă ofere toată abundența, să vă ofere vouă. Ce ar mai fi să vă transmită? Am văzut și 10 de cupe. Mai, mai. Era aici. Ia uitați-l. Să nu se termine, te rog frumos, să nu se termine. 10 de cupe, trebuie să apară. S-a răsucit. Vreau să-l vedeți. A, ia uite, și 4 de bâte. Mai, deci oamenii ăștia vor casă. Uite, 10 de cupe. Vor casă cu voi, vor o familie fericită. 4 de bâte și 7. Ia uite, și tunetul și trăsnetul. Dar trebuie să așteptați, pentru că au foarte mult de schimbat în ei. Ia uite, un nou capitol în care vor să iubească. Ia uite cum s-au deschis cărțile. Aici e nebunie. Aici este dragoste. Dragoste la prima vedere. Nu mai. Deci este prea mult. Hai să vedem îngerii ce ar spune. Sau dacă ar fi să vă transmit. Ia uite, și prin aceste de cărți, concentrați-vă pe dragoste. Dar oferiți în continuare dragoste, chiar dacă ar putea să fie un pic geloși, cu 5 de bâte sunt geloși, dar voi concentrați-vă pe darurile voastre care vindecă. Vindecă până și dragonii, vedeți? Până și dragonii, acest personaj probabil.